Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. E anchetă de proporții la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală. Procurorii anchetează 10 de morți suspecte la secția de terapie intensivă. Un asistent medical ar fi raportat superiorilor că medicii ar fi redus deliberat doza unui medicament vital, ceea ce ar fi provocat decesele. Suspectul principal în cazul crimei din Dâmbovița, unde o femeie a fost găsită măcelărită pe marginea autostrăzii, este un cetățean turc. Polițiștii i-au percheziționat locuința. Și două familii într-o localitate din Mureș s-au bătut cu bâte și topoare în mijlocul străzii și au fost la un pas să se omoare. Totul ar fi plecat de la un reproș. Este anchetă de proporții la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală după un val de morți suspecte pe secția de terapie intensivă. Potrivit Ministerului Sănătății, un asistent medical l-a informat pe directorul de îngrijiri că 20 de pacienți ar fi murit între 4 și 7 aprilie după ce un medicament le-ar fi fost administrat greșit. Procurorii bucureșteni spun că medicii ar fi redus doza unei substanțe vitale pentru cei internați în ATI. Colega mea, Amalia Chiriță, a urmărit cazul. Bun găsit, ancheta procurorilor a început în urma unei sesizări primite de către parchetul de pe lângă Tribunalul București. În urma unei investigații jurnalistice s-a descoperit că aici, la Spitalul Sfântul Pantelimon, 20 de pacienți internați pe secția ATI ar fi murit în condiții suspecte. Potrivit surselor din anchetă, se pare că medicii de pe această secție ar fi micșorat, intenționat, doza de tratament administrată pacienților. Toate aceste decese ar fi avut loc în mod fulgerător în doar câteva zile, între 4 și 7 aprilie. Conducerea spitalului a confirmat faptul că are loc această anchetă în spital. Managerul de aici a fost informat în această dimineață de către directorul de îngrijiri de ceea ce s-ar fi întâmplat pe secția de terapie intensivă. Reprezentanții spitalului au spus că și ei, la rândul lor, au deschis o anchetă internă. Acest caz a ajuns și la Ministrul Sănătății. Alexandru Rafila a declarat că va trimite mâine aici corpul de control pentru a verifica aceste acuzații. Am vorbit cu șefa secției de ATI, am informat-o, am numit comisia de anchetă internă și, așa cum vă spuneam, am sesizat și colegiul medicilor, iar mâine va veni corpul de control al Ministerului, care a fost și el sesizat. Nu poate exista justificare. Pare o situație halucinantă, lăsăm ancheta să-și desfășoare cursul. Vă dați seama că aceste acuzații, dacă se dovedesc reale, intră sub incidența legii penale. Deci se vor lua măsurile în justiție, măsurile legale. Un tânăr de 15 ani din Bacău a furat mașina tatălui său și cu alți doi prieteni a plecat din oraș. A condus 600 de kilometri până la granița de vest. Cum a fost posibil, vă spun imediat în jurnal. Un cetățean turc este principalul suspect al crimei din Dâmbovița. Polițiștii au aflat că bărbatul a văzut-o ultima dată în viață pe femeia al cărei trup măcelărit a fost găsit pe marginea autostrăzii. Individul despre care anchetatorii susțin că a comis omorul este stabilit de mai mulți ani în România și ar fi violent. În casa sa, percheziționată de polițiști astăzi, s-ar fi găsit și pete de sânge. Vecinii spun că au văzut-o de mai multe ori pe femeia ucisă, intrând în casa bărbatului. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Zeci de polițiști, jandarmi, angajați ai forțelor speciale și criminaliști au blocat încă de la 6 dimineața o străduță din sectorul 5 al capitalei și au descins în casa principalului suspect al crimei, un cetățean turc. Cadavrul victimei a fost măcelărit și descoperit cu câteva zile în urmă de o echipă de muncitori pe un câmp din Dâmbovița, la marginea autostrăzii București-Pitești. Au trecut ore bune de când criminaliștii și procurorii cercetează fiecare centimetru pătrat din proprietatea suspectului. Potrivit unor surse, ar fi fost găsite mai multe urme de sânge pe care
anchetatorii urmează să le trimită la laborator. Poliția are suspiciuni rezonabile că în această proprietate ar fi fost ucisă și tranșată femeia. Potrivit probelor ADN, femeia ucisă este Mirela Bâtfoi. Ea avea 38 de ani, era din comuna Zimicea și locuia în sectorul 5 al capitalei împreună cu sora sa. Tot sora este și cea care a anunțat dispariția femeii încă din data de 7 martie. Vecinii și inclusiv poștașul spun că au văzut-o pe victimă de mai multe ori intrând în curtea suspectului. Ați văzut-o pe doamna? Da, de vreo două ori atât a venit la dânsul aici. Odată a ținut o mașină și odată a coborât, dar erau despărțiți, nu se țineau de mână, nu nimic. Mai de mult, mai acum. La martie, undeva până la început? Februarie, martie, nu știu exact, nu știu, da, cam da, și odată anul trecut. În miez de noapte, ziua? Nu, ziua, că eu până la trei lucrez pe teren și ce văd, văd ziua. Potrivit rudelor, Mirela s-ar fi prostituat, iar anchetatorii bănuiesc că ea a ajuns la locuința suspectului în data de 6 martie. A apucat să-i spună surorii sale că va ajunge târziu acasă. După câteva ore, telefonul său era închis. Vecinii spun că bărbatul venea cu mai multe femei acasă după ce soția sa a decedat acum câțiva ani. Cunoscut-o pe fata asta tot la fel, că era și asta prostituată care a murit. Fosta nevastă. El se ducea mereu pe centură, se aducea femeia acasă. Dar nu știu acum dacă era respectiv. El venea cu mai multe și nu-ți dai seama imediat atunci care e una, care e alta, care le schimba. Vecinii nu-l cunosc foarte bine, dar spun despre el că ar fi un om conflictual și nu de puține ori s-ar fi certat cu el. Știu că era agresiv cu vecinii. Cu vecinii? Da, cu vecinii de vis-a-vis aveau proces penal și le tot duceam citații. Dar de ce? De ce aveau proces? Ești tu, nu știu. De mult era un câmp și ne păcusem noi un teren de fotbal. Și mai dădea mingea la el în curte sau mai lovea în gardul și se lua de noi cât de vreo 3-4 ori ne-a alergat și cu cuțitul când eram mici. Cu cuțitul? Da. Că ce dacă vă mai știu. A, mii, 7-8 ani, micuți. Aici locuiește principalul suspect al crimei, într-o proprietate care se întinde pe două străzi și care are o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Este un fost depozit îngrădit de garduri înalte și supervizat de camere de supraveghere. Forma imobilului și haosul din interiorul curții ne duc cu gândul la cazul Dincă, criminalul de la Caracal. Bărbatul va fi audiat la parchetul Dâmbovița, iar procurorii vor decide dacă îl rețin sau nu. El riscă închisoare pe viață. Două familii dintr-o localitate din Mureș s-au bătut cu bâte și topoare în mijlocul străzii și au fost la un pas să se omoare între ele. Totul ar fi plecat de la un reproș pe care un tânăr l-a făcut altuia. Spiritele s-au aprins rapid, în câteva momente strada s-a umplut și au început țipetele și amenințările. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele șocante au fost filmate în comuna Albești din județul Argeș. Totul ar fi pornit de la o discuție mai aprinsă între doi tineri. Unul dintre ei l-a lovit pe celălalt, iar familia victimei a ieșit rapid în stradă când a auzit strigătele de ajutor. Ce a urmat a fost un haos generalizat. Zeci de oameni înarmați cu bâte, topoare și diverse fiare amenințau că se vor omorî unii pe ceilalți. Scandalul s-a oprit numai după intervenția forțelor speciale. Medicii au acordat primul ajutor victimelor care zăceau pe marginea drumului sau în iarbă. Un bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Alții au fost reținuți. Am căzut în șanț, după aia m-am pus jos și m-am culcat acolo pe jos. Și-au venit el și m-am bătaie, m-a luat în picioare și în pup. Trebuie meu cu frumosul, am mers în curte, luase în curea băta, maica s-a luat spreul și eu m-am apărat de frică că a fugit după mine, am luat scândura și l-am lovit și eu să nu mă lovesc pe mine în cap. Și oamenii mascați m-au luat de la punte, mi-au tors mâna afară, m-au băgat pe burtă culcat și mi-au băgat cătușele. Și scopilul numai de 17 ani. La fel de șocant și incredibil este și motivul de la care ar fi plecat cearta. Era vorba de un copil biat care s-a pus pe marginea șanțului să doarmă. Și i-au deranjat pe ei, că, vai doamne, cine știe ce-o fi făcut copilul ăla? Păi dacă copilul e beat și doarme, cu ce i-au deranjat pe ei? Și l-au luat la bătaie pe copilul ăla. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sighișoara. De asemenea, mai multe persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru extinderea verificărilor, fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei. Rudele tânărului care ar fi fost bătut și pentru care a început tot scandalul spun că își vor căuta dreptatea în instanță.
Un bărbat și o femeie au zăcut pe asfalt, bătuți pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Constanța și zeci de mașini au trecut pe lângă ei. Ar fi fost seciorați de un individ violent în vârsta de 37 de ani. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Imaginile sunt filmate de un trecător chiar pe bulevardul Tomis din Constanța. În inima orașului, înainte de ora 22, un grup de oameni s-au luat la ceartă. A fost o încăierare spontană. Un individ de 37 de ani ar fi lovit doi oameni care au căzut secerați pe asfalt. Victimele sunt un bărbat și o femeie. Mai multe persoane au văzut totul și au sunat la numărul de urgență când i-au văzut pe cei doi la pământ. Polițiștii și jandarmii l-au identificat pe bărbatul scandalagiu. El a fost imediat încătușat. În tot acest timp, printre oamenii culcați pe șosea treceau mașinile. După alte câteva minute, la locul conflictului au ajuns medicii. Cei agresați au primit primul ajutor. Nu mai încă unul. Da, pe ea și pe el. Amândoi uitați pe acolo. Au fost găsite două victime conștiente care prezentau traumatism cranian, s-a acordat primul ajutor și au fost transportate la spitalul județean. Deocamdată nu se cunosc motivele scandalului, dar individul reținut de polițiști are dosar penal și e cercetat pentru loviri și alte violențe. Și în funcție de diagnosticul victimelor, procurorii vor decide dacă vor cere arestarea sa preventivă. Este anchetă la penitenciarul Poarta Albă după interviul acordat din spatele gratilor de Vlad Pascu, autorul accidentului din stațiunea 2 Mai, în care și-au pierdut viața doi tineri. Conducerea închisorii a declanșat procedură disciplinară și, dacă va fi găsit vinovat de încălcarea prevederilor legale, Pascu riscă de la avertisment până la interzicerea unor drepturi, cum ar fi cel de a primi pachet pe o perioadă de până la 3 luni. Potrivit regulamentului, deținuților le este interzis să comunice cu exteriorul penitenciarului în alte condiții decât cele reglementate, respectiv cu acordul procurorului de caz. Vlad Pascu a acordat recent un interviu din închisoare pentru pagina de socializare a activistului Marian Moroșanu, poreclit Ceaușescu. Un adolescent de 15 ani din Bacău a furat mașina tatălui și împreună cu alți doi prieteni a plecat la plimbare. Nu doar că a ieșit din oraș, dar a condus peste 600 de kilometri și a ajuns până la granița de vest, în Nătlac. Cei trei s-au speriat în momentul în care au văzut un echipaj de poliție. Agenții au pornit în urmărirea lor. Călătoria nebunească a celor trei, doi băieți și o fată, a început în Bacău în urmă cu 3 zile. Cu mașina furată de la tatăl unuia dintre ei, tinerii au decis să plece din orașul natal. Au ajuns la 660 de kilometri depărtare de casă. La vederea unuia dintre echipaje, un autoturism și-a schimbat brusc direcția de deplasare, iar polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. Autoturismul a fost descoperit abandonat pe raza localității, iar trei tineri au fost depistați în aceeași localitate. Autoturismul figurează ca fiind sustras din județul Bacău din data de 7 aprilie, iar unul dintre minori este căutat de autorități, acestea fiind dat dispărut. Părinții celor trei au căutat și chiar au anunțat poliția. Deocamdată nu e clar de ce s-au îndreptat spre frontiera cu Ungaria și nimeni nu își explică de ce nu au fost opriți în drumul lor până acolo. Pot să o fac, că își permit și nu le frică de nimic. Fără frică de lege. Deci nu mai le este frică de nimeni și de nimic. Așa ceva nu se face. Lipsă de control, lipsă de responsabilitate, deci inconștiență. Tinerii au fost duși într-un centru al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, iar apoi au fost trimiși acasă în Bacău. Nu sunt în stare să prindă din prima niște tinere de 15 ani, totuși până la urmă vorbim de 15 ani, nu sunt majore sau nu sunt adulți care au planuri foarte mari și știu cum să pună totul cap la cap. Polițiștii continuă ancheta și au deschis mai multe dosare penale pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere. Sezonul estival debutează cu o taxă nouă. Plajele românești tot mai scumpe. Cum sperie statul organizatorii de evenimente pe plajă? Astăzi, la Focus.
Socrii lui Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, au scăpat de închisoare. Pentru dare de mită, Tribunalul Mureș a decis să le dea o condamnare cu suspendare. Sentința însă nu este una definitivă. În cazul Claudiei Cliga, soacra lui Cherecheș, instanța a stabilit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Soțul ei a fost condamnat la 2 ani și 6 luni, tot cu suspendare, pentru complicitate la dare de mită. Vă reamintesc că soacra fostului primar a fost prinsă în flagrant în timp ce încerca să ofere 50.000 de euro unei judecătoare pentru a-l achita pe Cătălin Cherecheș într-un dosar de corupție. Sute de rezerviști din Galați și Brăila, unii care n-au mai pus mâna pe arme de 10 de ani, au arătat că încă știu meserie. Militarii retrași din activitate iau parte în aceste zile la mai multe sesiuni de antrenamente. Cel mai intens a ținut la poligonul de la Smârdan. Direcția 1 gata pentru tragere! 2 gata pentru tragere! 3 gata pentru tragere! 600 de rezerviști din județele Galați și Brăila au fost mobilizați pentru antrenamente de tragere și pregătire fizică. În poligonul de la Smârdan, aceștia s-au întors la arme unii după decenii întregi. Sănați ai vreo, nu ți-ați feroz să primiți. Ajunge pe linia de tragere. Se poate trage! Mulțumesc! Poți să primi comanda încărcat? Aici. Băgăm încărcătorii, îți asigurăm. Asigurăm. Așteptăm comanda foc. Ați revenit în armată, ca să spun așa. Da, după atâta timp, da. Când ați făcut armată? În 2000 am terminat. Și la ce? La infanterie, la Babadac am făcut-o, la Tulcea. Avem astăzi în poligonul Smârdan rezerviști din peste 5 unități și cu... ne sprijină și vremea frumoasă de afară, vrem să le aducem la un nivel minim de instruire. Unii au fost dezamăgiți să vadă că echipamentul a rămas aproape același ca pe vremea când au făcut armata. E la fel. Alt tip de armă? Da, patul e diferit. Ați tras? Am tras, sigur. Cum a fost după atâta vreme? A fost ok. Mi-am reamintit cum a fost odată. Exercițiul de la Smârdan a fost suspendat timp de câteva minute. Un câine a intrat în perimetrul de tragere, iar militarii nu au avut voie să folosească armele până când patrupedul nu a părăsit zona în siguranță. Dacă unii dintre rezerviști ar dori să ia parte mai des la astfel de acțiuni, alții sunt de părere că ar trebui să fie reintrodus stagiul militar obligatoriu. Ar trebui cumva aceste activități să facă mai des. O măcar anual, o ca așa niște analize. Măcar o dată la 2 ani de zile. După cât timp ați? Bineînțeles, cu niște arme mai performante. Serviciul militar obligatoriu, dar pe perioadă scurtă și în care să se facă efectiv lucruri care contează într-o situație de conflict. Nu este niciun motiv de îngrijorare pentru nimeni. Totuși au fost planificate și sunt mai frecvente, mai vizibile după începerea războiului din Ucraina, componente nu. Se temă. Nu este deloc așa, sunt elemente care se repetă an de an, cu un același număr de exerciții. Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, președintele Klaus Iohannis a sugerat și el că țara noastră ar avea nevoie de mai mulți ostași. Trebuie să intensificăm eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, pentru a revitaliza industria națională de apărare și pentru a moderniza infrastructura de transport. Militarii convocați la exercițiul care durează 5 zile fac parte din planul de mobilizare. Astfel de acțiuni sunt planificate să aibă loc pe rând în toate județele țării. Armata română numără 80.000 de rezerviști și 81.000 de militari activi. 7 oameni cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani au ajuns în arest după ce au înșelat mai multe firme de asigurări. Pentru a le dovedi vinovăția, polițiștii au făcut 15 percheziții, iar cei bănuiți au fost reținuți pentru 24 de ore. Suspecții sunt din Argeș, Dâmbovița și județul Olt și cu toții sunt bănuiți că au primit despăgubiri de 80.000 de euro pentru accidente fictive. Bărbații vor ajunge la parchetul de pe lângă judecătoria Pitești cu propunerea de arestare preventivă. Anchetatorii le impută că în perioada 2023-2024 au solicitat și au primit bani de la firme de asigurare pentru reparații la mai multe mașini distruse în mod intenționat în accidente de circulație regizate. Bucureștiul anului 2024 are încă străzi neasfaltate și fără utilități. Se întâmplă în sectorul 1, unde peste 20 de artere transformă peisajul într-unul care pare desprins din secolul trecut. De-a lungul anilor, zonele în care există astfel de drumuri au devenit tot mai populate, însă administrația locală le-a ignorat. Proiecte pentru modernizarea lor există, însă nu sunt puse în aplicare.
Așa arată drumul Cavnic, arteră care, după cum îi spune și numele, este un drum și nu o stradă. E unul dintre cele 22 de drumuri din sectorul 1 pe care locuitorii ar vrea să le vadă într-o bună zi asfaltate. Situație care trenează nerezolvată de ani de zile. Cum veți rezolva, nu problema Cavnic este? Care e okay, Sărmașului, care e Sărmaș, la fel este, sunt indicatorii aprobați. Săptămâna este trecută, Nărlac, cred că... este Sărmaș, da. Este Ohaba, este Redea, toate sunt toate în aceeași situație. Tocmai. Soluția este să le asfaltez pe toate, pentru că e vorba de nevoile cetățenilor. Aceste drumuri sunt cale de acces pentru sute de oameni care s-au mutat în zonele respective cu speranța că pietrișul va fi înlocuit de un covor de asfalt. Pe drumuri de pământ care așteaptă de ani de zile să intre într-o normalitate. Sunt oameni categoric furioși pe ce se întâmplă aici, pe abandonul administrației față de ei și lipsa de respect pe care o prezintă. Anul trecut, deputatul George Tuță a introdus în legea bugetului de stat un amendament care prevede punctual reabilitarea acestor 22 de drumuri, cu un buget de 40 de milioane de lei. Proiectul a ajuns până în Consiliul Local al sectorului 1, unde a și rămas. Nu trebuie să mai existe drumuri de pământ. Încă o dată zic, aceste mocirile când plouă, acest praf, este o lipsă totală de respect din partea administrației față de cetățenii care plătesc taxe și impozite. O parte nu au niciun fel de echipare edilitară, n-au canal, n-au trotuare, nu au alimentare cu apă. Văzând în ce situație ne aflăm și având șansa de a merge prin foarte multe locuri, prin țară, poate prin cătune îndepărtate, nu-mi vine să cred că există în București o astfel de stradă. Nu ar fi singurul proiect pe care administrația din sectorul 1 ar întârzia să-l demareze. Deși există un proiect pentru care noi am aprobat 33 de milioane de lei pentru apă, canalizare pentru sectorul 1, până în prezent nu s-a încărcat în această platformă toate datele solicitate prin platforma care o avem deschisă la Ministerul Dezvoltării, deci acest contract încă nu este semnat. Sunt foarte multe comunități din zona rurală care au reușit, comunități mult mai mici, care derulează astfel de programe. Sectorul 1 este considerat cel mai bogat din cele 6 ale capitalei. Cu toate acestea, în cartiere precum Străulești sau Dămăroaia, există în continuare o lipsă masivă de investiții în infrastructură rutieră. Relația cu banii poate fi mai mult decât complicată. Unul din doi români nu economisește și nici nu face investiții, potrivit unui studiu al unei instituții bancare. Lipsa educației financiare este principala cauză. Aceasta ar trebui învățată cât mai devreme, susțin experții, iar România are o strategie privind acest aspect care de astăzi a fost și actualizată. În continuare însă, educația financiară nu este o materie în programa de învățământ. Cel mai mult elevi învață noțiuni despre bani în clasa 8-a la educație socială. Ștefan este elev în clasa 11 și spune că deja știe că nu toți banii trebuie cheltuiți imediat ce îi ai. Ai reușit să economisești până acum? Da, și să-mi fac și majoraturi din banii economisiți, a fost minunat. Ce ai economisit? Burse, bani primiți la părinți, că fac curat prin casă, că nu știu, știți că oricum banul se face, dar greu de economisit, da? Din nou, din orice am primit, am pus o parte pentru acasă. Și Alexandra spune că economisește. Mă gândesc ce vreau cel mai tare, ce este important pentru mine și încerc să-mi aleg pe ce îmi dau banii, că primesc bani de la bunici, de la părinți. Ministerul Educației își dorește cât mai mulți tineri cu astfel de mentalitate care să devină adulți pricepuți în gestionarea banilor. Realitatea e alta însă. Studiul realizat de Reveal Market Research în 2022, doar 14% dintre tineri între 18 și 24 de ani și-au exprimat dorința de a economisi mai mult pentru viitor. Să fim conștienți că există o regulă pe care și noi adesea ne îngrijorăm de respectarea ei, că bugetul este permis atât cât îți permite întinderea unei plapume. Și de obicei nu poți să te extinzi mai mult decât ți-e plapuma. De ziua educației financiare a fost adoptată și o nouă strategie în acest sens. Modificările față de varianta precedentă nu sunt însă multe. Această strategie presupune pe de o parte
introducerea în elementele curriculare a noțiunilor de educație financiară. Avem deja o serie de discipline, fie la gimnaziu, fie la liceu. Ne dorim să avem elemente de educație financiară și mai devreme în cadrul disciplinelor fundamentale, de exemplu în învățământul primar sau chiar în abordările din educația timpurie. Documentul prevede specializarea cadrelor didactice și colaborări cu Banca Națională și Autoritatea de Supraveghere Financiară. În acest moment, în afară de orele de educație socială, elevii mai învață despre bani la orele de economie sau educație antreprenorială. Terminarea gimnaziului este prima etapă importantă din viața cuiva. De aici înainte trebuie aleasă calea pe care o dorim în viață. Mai exact liceul și mai apoi specializarea. Mii de elevi de gimnaziu din Galați au participat astăzi la cel mai mare târg de licee din județ. S-au putut informa cu privire la specializări și la ce licee pot opta în funcție de media pe care o vor avea după examenul de capacitate. Așa au încercat liceele gălățene să câștige simpatia elevilor de clasa 8-a, care urmează să dea examenul de evaluare națională. Pe lângă clasicele specializări de la liceu, fiecare stand a încercat să iasă în față și să se promoveze într-un mod cât mai creativ. La un liceu economic, spre exemplu, tinerii au aflat că pot obține specializări, care să-i pregătească din timp pentru piața muncii. La tehnician în activități economice sunt contabili. Apoi, avem tehnician în administrație. Aici avem viitorii lucrători în administrația publică. După aceea avem organizator banqueting. Sunt tinerii care vor lucra în industria ospitalității. Organizatori de evenimente. Noi preluăm, îmbarcăm elevii de clasa 8-a, îi formăm, îi facem mai creativi, îi facem frumoși, îi facem talentați și îi ducem la destinație. Unde? Spre viața de succes care îi așteaptă după absolvirea colegiului economic. Cum oferta este foarte mare, elevii trebuie să cântărească bine înainte să facă o alegere. Tinerii speră că vor învăța ceva practic în anii de liceu, poate chiar o meserie. Majoritatea copiilor doresc licee tehnologice în care primesc și o calificare la sfârșitul studiilor. Am văzut foarte multe propuneri care mi s-au părut interesante, însă va fi greu să iau o alegere. Exact spre comerț aș vrea să mă îndrept. Probabil Paul Dimo sau liceul tehnologic ăsta Conachepechea pe partea de comerț, pe partea de mecanică sau rugby. Deci e clar că tu vrei ceva practic. Da. Dorința mea cea mai mare este să devin medic. Nu știu, ceva de inimă sau așa. Sau să fac filologie pentru a deveni polițist. Toate liceele, inclusiv cele teoretice, dar mai ales cele tehnologice, sunt în concurență pentru a dezvolta abilitățile secolului 21. De fapt, în acest târg, chiar acest lucru încercăm să practic să-i conștientizăm pe elevi și pe absolvenți și pe părinții lor de cât de importante sunt aceste abilități. Flexibilitatea, adaptabilitatea, gândirea critică, capacitatea de a lucra în echipă, colaborarea. În județul Galați, liceele pun la bătaie aproximativ 1600 de locuri la profilul teoretic și alte 1600 de locuri la cel tehnologic. Există și școli de meserii care pot primi în jur de 800 de elevi. Mai bine de unul din doi români își cumpără haine după ce se consultă cu aplicații și programe de inteligență artificială, susține un mare site care vinde îmbrăcăminte. Acest lucru se întâmplă pentru că oamenii vor să facă economii și să reducă timpul petrecut la cumpărături, dar procesul de alegere al hainelor cu ajutorul unor aplicații implică și riscuri, potrivit experților în securitate cibernetică. Inteligența artificială se răspândește rapid în aproape toate domeniile. Unii au ajuns dependenți de recomandările făcute de programele AI chiar și atunci când își aleg garderoba. O platformă online a realizat un studiu, iar 66% dintre cei care au răspuns spun că doar cu acest ajutor virtual își cumpără haine. De exemplu, eu folosesc inteligența artificială și când se duc în magazinele offline, caută produsele online să vadă ce preț au produsele, dacă sunt mai ieftine sau nu, și atunci prefer
preferă să le achiziționeze online. Au observat că folosesc inteligența artificială în online și sunt plăcut interesați în materie de peste 40%. Reticența a fost dată undeva la 20% de către utilizatori în materie de inteligență artificială. Studiul realizat de o platformă online s-a bazat pe ce vor cumpărătorii să folosească în materie de inteligență artificială. De exemplu, putem face o căutare pe bază de imagini. Facem o poză în offline la un produs care ne-a plăcut de fashion și apoi căutarea pe bază de imagini o facem imediat prin încărcarea unei imagini și avem produse similare. De departe, cea mai populară metodă de a cumpăra haine este căutarea online bazată pe imagini. Următoarea variantă preferată de români este aceea a asistenților virtuali. 7% dintre cei chestionați spun că atunci când cumpără ținute noi, apelează la recomandările asistenților virtuali, iar 3% dintre ei spun că atunci când fac shopping, apelează la căutarea vocală. Iar asta vine și cu avantaje pentru cumpărători. Nu mai pierd timp în magazine, folosesc inteligența artificială pentru a compara prețuri și a găsi ofertele cele mai bune, cât și pentru a descoperi noi articole de îmbrăcăminte. Oamenii sunt încântați de idee. Este mult mai simplu, eficientizăm timpul. Despre asta știam că poți folosi o poză de la un articol pe anumite site-uri. E ok, pentru că de multe ori văd în online anumite articole care îmi plac și prefer să le caut, să văd de unde pot să le iau și eu. Odată ce utilizăm inteligența artificială, trebuie să fim foarte atenți la site-urile pe care le folosim pentru acest lucru, spun specialiștii în securitate informatică. Este bine să o folosim atunci când ea este utilă, dar în același timp trebuie să avem un pic grijă și la companiile care o utilizează. Te interesezi, citești pe internet recenzii, vezi ce au zis alți cu cumpărători despre produse. Așa ar trebui să fie și cu magazinele. Dacă interacționăm prima oară cu magazin, nu strică să pierdem 5 minute ca să vedem un pic ce alte interacțiuni au avut alți cumpărători. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 6.000 de respondenți. De la o carieră într-o corporație la cârma unei afaceri de familie. O femeie din Cluj a renunțat la locul de muncă, s-a mutat la țară și a reușit să valorifice un produs banal. A ajuns să vândă și să fie apreciată în toată Europa. Ce afacere a pus pe picioare? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! V-ați gândit vreodată cum ar fi să lăsați viața aglomerată din capitală pentru un trai liniștit într-un sat din județul Cluj? Pentru că asta a făcut Felicia Tulai în urmă cu mai bine de un deceniu. Lucra într-o corporație unde avea o carieră promițătoare, dar a ales satisfacția de a conduce afacerea familiei și a meritat. Acum produce unul dintre cele mai apreciate uleiuri de floarea soarelui din Europa. Urmăriți un material din campania Susținem România, mănâncă românești. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Ce faceți? Uite, vă așteptam și ne pregătim de activitatea zilei de astăzi. Povestea uleiului presat a început în anul 1998, când tatăl Felicei a cumpărat prima presă de ulei. Visa să facă ulei așa cum își aducea aminte de pe vremea bunicilor. A ridicat fabrica de la zero, până și utilajele în care urmau să fie prăjite semințele le-a făcut cu mâna lui. Din 1998 și până în 2011, mica fabrică a funcționat doar ca o moară. Concret, oamenii veneau la presă cu sacul de floarea soarelui și plecau acasă cu uleiul pe care îl obțineau. Între timp, tatăl Felicii și-a cumpărat și prima presă de ulei la rece. În 2011, Felicia a făcut un pariu cu ea însăși. A vrut să dezvolte afacerea familiei, dar nu știa nimic despre acest domeniu. A fost un an în care cumva mi l-am dat ca și un an sabatic. Întoarcerea de la București a fost, v-am spus, o schimbare totală de activitate. Și ăla a fost momentul în care am zis, dacă într-un an de zile reușesc să creez un produs și să dezvolt un business din munca părinților mei, atunci, da, ăsta este drumul meu și se pare că ăsta a fost drumul meu. Începutul a fost timid și neîncrezător, spune Felicia, dar a avut noroc de oamenii potriviți întâlniți la momentul potrivit. Așa că în scurt timp, de la un singur produs, au ajuns să producă 6 tipuri de ulei și nu se vor opri aici. În fiecare an și-au propus să scoată câte 2 noi produse pe piață. În 2020 au cumpărat o linie de îmbuteliere, alte 2 prese, o mașină de transport marfă și un selector, toate
din fonduri europene, dar sunt sortimente pentru care îmbutelierea și etichetarea se face încă manual. Sunt momente în schimb în care îmbutelierea o facem în continuare manual, pentru că fiind cantitățile mai mici la anumite sortimente din uleiurile noastre, atunci preferăm să facem îmbutelierea manual, folosim pompa și rezervoarele acestea și mașina de căpăcuit. În momentul de față, fetele chiar etichetează un produs care urmează să fie livrat. Pentru că cererea pentru produse fără gluten a fost mare, acum câțiva ani a început să facă și făină de dovleac, in și cânepă. Făina se obține din semințele presate la rece și este 100% certificată ecologic. Astăzi exemplificăm biscuiții obținuți exclusiv din făina de cânepă, de in și de dovleac, în proporții diferite, astfel încât să se obțină ceea ce vedem aici. Aportul este de ulei de nucă, la fel, și mai avem unt care poate fi înlocuit, da? Zahăr pudră și un praf de sare. Asta e tot, iar Ana ne va îndulci astăzi cu biscuiții fără gluten. Da, deci chiar de curând am filmat tot cu cineva care face prăjitorul vegan și uleiul de floarea soarelui este un produs premiat, are 3 stele maximum pe care îl poate primi un astfel de produs. Mi-a plăcut întotdeauna că atunci când vorbesc despre produs, să vorbesc pe baza unor analize făcute în spate, astfel că în 2014 am trimis pentru evaluare Superior Taste Award la Institutul de Calitate și Gust de la Bruxelles pentru prima dată uleiul de floarea soarelui și acestea sunt evaluările pe care le-am primit, iar de atunci până anul trecut am primit între 1 și 3 stele, 3 stele fiind maximul pe care pot să-l obțin ca și evaluare la un astfel de produs. Bucuria este cu atât mai mare cu cât uleiul pe care a primit 3 stele este uleiul de floarea soarelui obținut din producție proprie, din cultura proprie, certificată ecologic de floarea soarelui. Fiecare tip de sămânță imprimă uleiului o altă culoare. La început, uleiul de floarea soarelui nu are culoarea pe care noi o știm, acel galben-auriu. Este grinchis. După ce s-a obținut uleiul, se decantează și se limpezește. Munca Feliciei și a tatălui ei a fost încununată cu cea mai frumoasă recunoaștere. Din 2014 sunt furnizori ai Casei Regale. Oamenii în general muncesc și în special cei de la țară muncesc și nu își dau seama de valoarea muncilor. Și ceea ce cred eu că am făcut, nu eu sunt cea care face până la urmă uleiul și cel care a inițiat a fost el, tatăl meu, a fost să aduc recunoaștere muncilor și să fac cunoscut un produs tradițional și pe care am ajuns să-l prezint într-o manieră modernă și să fie cunoscut pe nu numai în țară, cât și în străinătate. Tot mai mulți cumpărători încep să înțeleagă cât este de important să alegi produse locale de la producători de încredere și că sănătatea este mai presus de toate. Sunt adeptă a produselor românești și mai ales uleiul de in îl folosesc pentru băiețelul meu. Am început diversificarea și să merg pe ceva natural pentru el. Și clienții străini apreciază produsele românești. We like to buy local foods to support the economy and also to get more organic foods. Pentru Felicia, acest business nu se simte ca o muncă, este pasiune și pasiunea ei a dus-o peste hotare până la Paris, la cel mai important târg internațional de industrie alimentară. Iar anul acesta va merge la Londra. Gest impresionant al unor elevi din Cluj-Napoca pentru o colegă. Copiii au organizat un târg caritabil cu scopul de a strânge bani pentru Maria, o fată care s-a născut cu o boală gravă la picioare. Colegii fetei au dansat împreună, au cântat, au confecționat obiecte pentru a aduna banii necesari pentru a-i cumpăra noi proteze.
Așa s-au distrat Maria și colegele ei, eleve în clasa 3-a, la evenimentul caritabil. Maria s-a născut cu agenezie de tibie bilaterală, o boală care o împiedică să meargă normal. Pentru a se deplasa mai ușor, singura șansă a copilei este ca picioarele ei să fie amputate și să poarte proteze speciale. Acestea ar trebui să ajute să se miște după operație. Deja o încurcă picioarele care nu sunt funcționale și atunci va fi nevoie să fie amputate. Ulterior, din nou, va fi protezare cu niște proteze mult mai speciale și mult mai costisitoare. Colegii ei, părinții, cât și profesorii și-au unit forțele și-au organizat un târg caritabil pentru a aduna banii necesari pentru operația Mariei. Au vândut desene, brățări, coliere făcute de ei și jucării. Visul copilei este să meargă normal, să poată să alerge și să danseze. Mai sunt doar câteva luni până la momentul operației, iar strângerea banilor ar putea fi posibilă. Împreună au complotat și au pregătit o cutiuță cu gânduri bune pe care să le aibă atunci când va fi în spital sau departe de ei, în vacanțe, pe care să le citească. Și tot din pușculița lor au adunat bănuți să cumpere un urs mare de pluș pe care să-l strângă Maria în brațe și să simtă căldura și iubirea lor. Totul vine de la ei, sunt alături de ea și îi arată că o susțin și o iubesc în toate formele. O fată curajoasă și care trece prin multe și doamna zice că ea vrea să pară că se descurcă singură și încearcă să se descurce singură, e tot bine să o ajutăm. Este puțin greu, dar ea continuă, adică dacă cade se ridică, dacă va cădea. Și noi ajutăm. Pe lângă familie, învățătoarea și colegii Mariei sunt stâlpul său de susținere. Sunt mereu alături de ea. Zilnic o ajută cu ghiozdanul de școală și cu alte lucruri care pot să pară banale pentru un copil obișnuit. Am donat multe lucruri, am creat multe lucruri și am ajutat-o să își cumpere protezele cele noi. Curajoasă, plină de speranță și mereu cu zâmbetul pe buze, Maria este un exemplu de voință și optimism. Este foarte răbdătoare. Se joacă foarte, foarte, foarte mult cu noi, adică, da, și acum am văzut asta foarte frumos. Împreună putem contribui la pașii ei spre împlinire. Zâmbete, la pașii mari la care speră. Cei care vor să o ajute pe Maria o pot face printr-o donație în contul afișat pe ecran. Cel puțin 11 oameni au fost uciși în ultimele 24 de ore în urma a 10 de atacuri succesive care au vizat infrastructura energetică a Ucrainei. Forțele ruse au lansat peste 80 de drone și rachete care au distrus o termocentrală de lângă Kiev. Alți 7 oameni și-au pierdut viața în atacurile noaptea trecută asupra orașelor Harkov și Odessa. Loviturile au avariat instalații din regiunea Lviv, la granița cu Polonia, până în regiunea nord-estică Harkov, unde a fost întreruptă energia electrică pentru 200.000 de oameni. Operatorul rețelei electrice Ukrenergo a declarat că unitățile sale și instalațiile de generare a energiei electrice au fost avariate în atacurile asupra regiunilor Odessa, Harkov, Zaporojie, Lviv și Kiev. Pentru a zăite zimă, trebuie să vinovete budivalne construcții, da? Тому що щоб не заморозити зимою, а це надважливі проекти. După ultimele atacuri asupra resursei energetice a Ucrainei, președintele Zelenski a cerut din nou ajutor țărilor UE și NATO. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів, і світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову. Завдають Куп'янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Апелурile Kievului pentru furnizarea urgentă de apărare aeriană din partea Occidentului au devenit din ce în ce mai disperate de când Rusia și-a reluat luna trecută atacurile aeriene cu rază lungă de acțiune asupra sistemului energetic ucrainean. Secretarul general NATO a făcut apel la țările din alianță să ajute Ucraina. Delays in delivery of air defenses will allow Russian missiles to hit more targets, and delays in delivery of ammunition will allow Russia to press along the front line.
Ukraine simply cannot wait. It needs air defenses, ammunition and aid. Ucraina a avertizat că ar putea rămâne fără apărare aeriană dacă Rusia menține intensitatea atacurilor sale și spune că deja trebuie să ia decizii dificile cu privire la ce să apere cu prioritate. Ajutorul occidental vital pentru Ucraina s-a diminuat în ultima vreme din cauza crizei de arme, iar un pachet major de ajutor american este blocat și acum de republicanii din Congres. Apele Române introduc taxe suplimentare pentru evenimentele organizate pe plajă. Sumele sunt altele față de cele achitate de comercianți pentru închirierea sectoarelor cu nisip. Festivalurile, nunțile și alte petreceri se vor plăti suplimentar. Care sunt tarifele pentru aceste evenimente? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Fostul jucător de fotbal american și actor O.J. Simpson a murit la 76 de ani. Era bolnav de cancer, iar organismul i-a cedat din cauza bolii. Legendă în fotbalul american și cu numeroase apariții în filme și seriale, a fost protagonist în procesul secolului, așa cum a fost supranumit dosarul în care a fost cercetat pentru omor. În anul 1995, el a fost achitat pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului ei, însă 3 ani mai târziu a fost găsit vinovat de crime într-un proces civil. O.J. Simpson a petrecut 9 ani după gratii din totalul de 33 de ani primiți, fiind condamnat pentru răpire și jaf armat la un hotel din Las Vegas. A fost eliberat în anul 2017 la vârsta de 70 de ani. Mai multe bunuri ale legendarului cântăresc de jazz Tony Bennett sunt scoase la licitație de o casă de licitații din New York. Este vorba despre 700 de obiecte, printre care și un ceas Rolex din aur dăruit de Frank Sinatra. We have over 700 lots that are going to the auction block, a lot of mementos that really shaped, framed Tony as a person, as an artist, and as a musician. I wanted to show some objects that were important to him, some watches that were given to him that are engraved, one from Sinatra, one from Lady Gaga. Bennett, care a murit anul trecut la vârsta de 96 de ani, a fost cel mai bine cunoscut pentru cântecul său emblematic I Left My Heart in San Francisco. Până în prezent, piesa a strâns peste 55 de milioane de ascultări pe Spotify. Mai mult, rămâne una dintre cele mai populare melodii înregistrate vreodată de Tony Bennett, câștigătorul a 20 de premii Grammy. San Francisco, your golden sun will shine for me. O dublă campioană la curse cu obstacole a stabilit un nou record mondial în cățărarea pe frânghie. Tânăra din Franța, în vârstă de 34 de ani, a reușit să urce cei 110 metri ai turnului Eiffel în doar 18 minute. Totul a fost în scop caritabil. Motivația campioanei a fost dublă. Pe lângă dorința de a-și demonstra abilitățile, a avut și un scop umanitar în minte: să strângă fonduri pentru combaterea cancerului. C'est un truc de fou en fait. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça en fait, c'est tellement dingue. J'ai tellement visualisé ce moment, j'ai tellement travaillé dur pour y arriver pendant un an que j'arrive même pas à croire que ça s'est vraiment produit quoi. Garnier a reușit să învingă recordul deținut de Thomas Van Tonder din Africa de Sud, care a urcat 90 de metri. Acum alpinista vrea să se întoarcă la cursele cu obstacole și se gândește deja la următoarele provocări. Au pus lumea poveștilor pe pereții spitalului pentru ca cei mici să nu mai simtă teama legată de consult, înțepături sau alte tratamente. Vorbim despre mai mulți artiști care au realizat picturi murale terapeutice cu grijă, răbdare și pasiune în Spitalul de Copii Victor Gomoiu din Capitală. Iar munca lor, care s-a întins de-a lungul mai multor ani, dă rezultate. Durerea și frica devin astfel parte dintr-o poveste care e dată uitării de copii, dar și de părinți, deopotrivă.
Mâini pricepute au creionat contururile personajelor și locurilor despre care auzeam în copilărie, din glasul celor mari. Au desenat cu grijă linii și forme prinse de obicei în cărți cu povești fermecătoare și le-au umplut cu multă culoare, în așa fel încât să nu poți uita ce vezi. Dacă n-ai zărit pe holurile spitalului Victor Gomoiu oamenii în halate albe sau colorate, poate că n-ai ști că aici e spital, dar este. Nicole e fascinată și fericită de tot ceea ce vede în jur. Mie îmi place cel mai mult pereții. Ce simți când vezi toate desenele astea pe pereți? Cum te simți când le vezi? Fericită. Deja am început să-i facem camera ceva gen cum sunt pereții pe la spital. E foarte important pentru că vezi copilul când se relaxează. Că în momentul când vii cu el spre spital e încordat, am emoții și când intră și vede pereții, de exemplu, și când a intrat a zis, vau, tati, deja îmi place aici, culoarea mea preferată, roz peste tot. Ne schimbă starea de spirit, adică din frică îi înveselește oarecum. O telecabina a curajului, o barcă urcată brusc pe fântâna apei aruncate de o balenă, pisicuțe astronaute, un peisaj de la sat, o rachetă care stă gata să ajungă în spațiu. Toate îți fură gândurile spre o lume a frumosului, în care ai nevoie să fugi, mai ales atunci când pașii te-au adus de nevoie spre spital. Pereții fiecărui etaj al spitalului de copii Victor Gomoiu din capitală dezvăluie câte o poveste interesantă, o poveste în care se pot transpune părinții și copiii. Poate fi o excelentă terapie. O lume în care teama dispare, iar locul este luat de foarte multe zâmbete. Eu am un băiețel care e foarte frică de ace și în momentul în care aude numai de ace, se sperie. Dacă vine aici și vede desenele, un pic se liniștește în acel moment și mai uită de ac și de doctor. Un spital devine mult mai atractiv pentru copii, nu mai este atât de straniu, atât de fricoșător, mult mai atractiv, mult mai plăcut. Drept urmare, cel mic cobora singur pe scări și se uita să ne trebuia să-l țin de mână. Iar starea de bine intră prin desenele deosebite și acolo unde cei mari încearcă să afle cu ajutorul unor aparate complicate ce anume și de ce doare. Poziționăm copilul în aparat și copilul este atras de imaginea pictată de Victorie. Copilașul, când are de făcut investigație, pentru a putea fi captat de ceva, le indicăm să se uite către pisicuțele astronaute. Este unul dintre artizanii binelui. Îl găsim în fața unui tablou care poate duce la o comunicare aprinsă între părinți și copii, astfel încât aceștia să uită de boală, să simtă mai puțină teamă. Culorile sunt extrem de importante, pentru că și ele transmit un mesaj. Nu sunt culori agresive, ci pastelate, combinate într-un mod armonios. This drawing are painted in a waiting room, waiting hall, where children are waiting for some exams or some things. So the goal is to bring some colors here. To tell a story on the wall. You see here we created a whole story with a football match, Romania against Argentina. We try to bring a smile to de-dramatize a bit the hospital environment. I'm working since 15 years now in hospitals all around the world, so the feedback is fantastic. Just the colors and the stories are very effective. Iar mediul acesta de poveste e partea vindecării în mod deosebit pentru copiii care stau mult în spital, departe de căminul lor. Sunt și copiii care vin în spital și stau săptămâni, poate stau luni. Pentru ei toți, dar în mod special pentru cei care stau mult, este nevoie de ajutor, de sprijin. Și sprijinul vine emoțional, dar vine și vizual, întotdeauna. Întotdeauna dacă ești înconjurat de frumos, de lumină, de culoare, ești mai relaxat decât dacă totul este auster. Oamenii inimoși de la o fundație elvețiană au dus la bun sfârșit acest proiect, susținuți de alți oameni cu suflet mare, de la noi. De ca fundație avem una din unul din scopurile noastre să sprijinim, practic, prin intervențiile directe ale psihologilor noștri, prin intervențiile voluntarilor cu activități ludice și nu numai, tot ce înseamnă binele copilului în spital. Programul psihoemoțional este de rulare de peste 30 de ani în România. În Victor Gomoiu suntem încă din 2016. În 2016 am întâlnit Fundația NUC în Cluj-Napoca și ne-am gândit că dacă avem un spital proaspăt reconstruit, să vină să facă și aici lucrurile mai frumoase. Pornind de la schițe alb-negru, desenate și create în funcție de specificul fiecărei secții, cele 6 etaje ale spitalului, spațiile de la camera de gardă, radiologie și cele de la parter, au fost îmbrăcate în povești veste
pixele, pentru o stare de bine a celor mici și celor mari. 7 artiști la Fundația Elvețiană au oferit 20 de săptămâni din viața lor, în mai multe faze, timp de 6 ani, pentru a le oferi copiilor o perspectivă frumoasă a vieții. Proiectul s-a încheiat astăzi, însă lista zâmbetelor strânse de el probabil că nu se va termina niciodată. It's important because I think that Romania is upgrading very much its healthcare system overall the country, and we think that we are able to contribute to that endeavor. We are working with the Ministry of Health on different projects, and this is a nice additional one that we hope will make the stay of our kids in this hospital a more pleasant one. I think that kids, eventually much more than adults, they are very sensitive, and I think that this will help to de-dramatize the experience of the hospital, which comes now in a more friendly way. Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală este unul dintre cele mai mari și mai moderne spitale de copii din țară. Aici cei mici au parte de servicii medicale unice în țară și de nișă. Încotaxă va intra în vigoare vara aceasta pe litoral. Administrația Națională a Apelor Române a stabilit un tarif pentru evenimentele organizate pe plajă, altul decât cel de închiriere a sectorului de nisip. În cazul festivalurilor, taxa ajunge la 20.000 de euro, dar vor fi taxate și competițiile sportive, nunțile pe plajă sau evenimentele culturale, care până anul trecut erau cu intrare gratuită. Taxa este o veste proastă pentru organizatorii de evenimente pe litoral. Cei care fac concerte, festivaluri de film sau competiții pe nisip vor plăti o taxă pe nisipul fierbinte. Iar vestea vine cum nu se poate mai rău în contextul în care mai sunt doar 2 săptămâni până la deschiderea sezonului estival, moment în care va debuta și distracția organizată pe plaje. Vorbim despre celebrele festivaluri de muzică la care anual participă sute de mii de turiști. O taxă fixă de numai 500 de lei, de exemplu, până anul acesta, s-a transformat într-o taxă calculată pe metru pătrat, pe suprafață, pe zile de festival, pe ore de festival, ceea ce, de foarte multe ori, în situațiile pe care noi le-am calculat, duce la peste 20-30 de mii de euro pentru durata unui festival. Noua suprataxă, considerată excesivă, a stârnit un val de reacții în rândul responsabililor din turismul de pe litoral. Oamenii spun că această nouă obligație financiară va avea un impact negativ asupra industriei ospitalității și de divertisment. Mamaia și Costineștiul sunt cele mai lovite stațiuni. Aici sunt cele mai căutate festivaluri de muzică, de film în aer liber, cu intrare gratuită sau competiții sportive pe nisip. Noi suntem parteneri în o mulțime de evenimente și încercăm să ajutăm cu ce putem pentru ca să atragem din ce în ce mai mulți turiști. Eu nu sunt încântat ca și primar, pentru că pe lângă că avem mulți turiști atrași de aceste evenimente, să îi suprataxăm nu e în regulă. Cum se va traduce această nouă taxă? Prin majorarea prețului biletelor la concertele și festivalurile de pe plaje. Mai grav e faptul că existau evenimente organizate pe plajă la care turiștii aveau accesul gratuit, iar în aceste situații, organizatorii iau în calcul anularea evenimentelor. Mine personal mă afectează că noi avem evenimente fără bilet de intrare, adică cu intrarea liberă. Pentru evenimentele fără bilete de intrare, moarte curat. Este evident, turistul va suferi cel mai mult și asta datorită faptului că prețurile vor crește în funcție de taxele pe care le impune statul, în acest caz Ministerul Mediului. Este o dublă taxare pentru că ia banii odată celui care închiriază și apoi ia banii și celui care efectuează un eveniment. Este o dublă taxare pe care o suportă până la urmă turistul. Noua taxă o vor plăti organizatorii de evenimente care închiriază plajele de la operatorii privați, cât și cei care dețin deja aceste plaje în concesiune de la Apele Române. În cazul Never Sea, din păcate, vorbim despre o dublă taxare, pentru că festivalul se întâmplă pe un sector de plajă unde
pe perioada estivală operează mai multe plaje private, printre care și plaja Neversea Beach, iar pentru aceste plaje se plătește deja o taxă pentru ocuparea domeniului public. În acest an a crescut și cota de TVA pentru biletele la concerte. Suprataxarea variază în funcție de criterii precum sectorul și suprafața închiriată. Dacă un organizator de evenimente va închiria 5.000 de metri pătrați dintr-un sector de plajă, va plăti peste 9.600 de lei pe zi. Pentru 1.000 de metri pătrați închiriați, taxa se ridică la aproape 2.500 de lei pe zi. Conducerea Apelor Române Dobrogea Litoral spune că plaja este un loc de relaxare și nu pentru organizare de evenimente. Sectoarele de plajă sunt atribuite în primul rând pentru talasoterapie, pentru recreiere, nu pentru organizare de evenimente culturale sau sportive. Banii nu rămân la local, la nivel local, nu se duc nici la organizație de management a destinației turistice, nu se face neapărat ceva pentru plaje, se duc la centru pentru că, de fapt, asta readuce în discuție vechea problemă, faptul că plajele nu sunt la autoritățile locale, ci sunt la minister. Iar ce se întâmplă mai departe cu banii dincolo de salariile angajaților de la Apele Române, nu prea știm niciunul. Noua taxă nu este valabilă doar pentru suprafețele de nisip, ci pentru utilizarea întregului domeniu public al statului administrat de Apele Române. Pe măsură ce sezonul estival se apropie, rămâne de văzut cum va influența această decizie organizarea festivalurilor care au fost deja anunțate pe litoral. Și de la sport trecem la vreme, toate informațiile chiar acum. În Europa vremea va fi capricioasă, în Scandinavia vor fi ploi, lapoviță sau ninsori, iar în rest sunt anunțate ploi. Vântul o să fie activ în Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca. Mâine temperaturile cresc în Franța, Germania, Elveția, Austria, Belgia și țările de jos. În țara noastră, în această noapte, la Iași, Suceava, Botoșan, Bacău și la munte va fi norat și va ploa slab, în sud-vest o să bată vântul. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, mai răcoare în depresiunile din estul Transilvaniei, iar izolat s-ar putea lăsa ceață. Mâine vremea rămâne în continuare mult mai caldă pentru această perioadă, mai ales în sudul țării. Vom avea maxime cuprinse între 18 și 29 de grade, cu valori mai scăzute în nordul Moldovei. Spre seară, la deal și la munte, se va nora și vor fi ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere. În sud-est o să fie vânt. În capitală, vremea rămâne foarte caldă, chiar dacă mâine nu vom mai avea 28 de grade, cât au fost astăzi, vor fi în jur de 26. Sâmbătă, temperatura scade ușor, vor fi în jur de 25 de grade. În timpul zilei se va nora, dar nu sunt anunțate ploi. Duminică temperatura crește din nou, vor fi în jur de 27 de grade, iar noaptea vom avea minime cuprinse între 9 și 13 grade. La munte se anunță vreme frumoasă dacă plănuiți să mergeți la final de săptămână. Temperatura, în schimb, scade ușor, dar va fi în continuare cald. La Sinaia și la Predeal s-ar putea să plouă slab pe parcursul zilei și ploile să fie însoțite de tunete și fulgere. Duminică se încălzește și mai sunt posibile ploi abia noaptea în nordul Carpaților Orientali. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o noapte liniștită vă doresc, aveți grijă de voi! Program disponibil pe primaplay.ro.